Percy Spencer este inventatorul cuptorului cu microunde și știți cum a descoperit acest aparat? Era un om de știință la compania americană de electrocasnice și folosea un aparat cu valuri electromagnetice care a topit ciocolata din buzunarul său. Lui a venit ideea de a-i face o cutie metalică pentru a încălzi mâncarea, dar compania la care lucra a patentat invenția. În schimbul descoperirii și ideii lui, a primit un bonus incredibil în valoare de $2. În timpul zilelor foarte toride de vară, turnul Eiffel, pentru că este construit din metal, reușește să fie mai înalt, să se extindă cu până la 15 cm. Sclipiciul a fost inventat în 1934 din greșeală de un cowboy în New Jersey. Henry Rochman lucra la aparate de strivit plasticul și încerca să dezvolte unul care îl putea să-l ajute să scape de acesta. Accidental a descoperit sclipiciul. Creatura făcută de Victor Frankenstein, în ciuda modului grotesc în care arăta, era vegetariană. În cartea de Mary Shelley, creatura spune: mâncarea mea nu este cea a omului. Nu vreau să distrug mielul și să-l eviscerez pentru a-mi satisface poftele. Legumele și fructele îmi oferă suficientă hrană. Conform unui studiu făcut de Spitalul John Hopkins, în fiecare an s-a descoperit că 250.000 de morți din America se datorează erorilor medicale. Aceasta este a treia cea mai mare cauză de moarte în țară și sunt sigur că la noi, dacă te-ai arunca de pe geamul blocului de la spital, tot nu ai depăși erorile medicale ca și cauza morții. Leneșul are mai multe oase în gât decât girafa. În ciuda diferenței enorme de mărime, girafa are 7 vertebre în gât, la fel ca la majoritatea animalelor, dar leneșul are 10. Totuși, girafa este una dintre cele mai mari 20 de animale din lume. Conform National Geographic, albinele au fost observate că pot să zboare până peste înălțimea vârfului Everest, atingând aproape 9 km înălțime. În Egiptul antic, dacă pe un om îl durea dintele, acesta obișnuia să ia un șoarec mort și să-l țină în gură până îi trece durerea. Șoricei de asemenea au fost folosiți ca remediu pentru negi în perioada reginei Elizabeta. În secolul al XIX-lea, vopseaua era stocată în pungi din piele de porc. Aceasta era aproape ca o minge, sigilată cu funie. Din nefericire, nu era cea mai bună variantă pentru că adesea se deschidea, iar în secolul al XIX-lea s-a inventat tubul pentru vopsea din conservă înșurubată. La Jocurile Olimpice, oamenii reușesc să sară și au sărit mai departe decât pot să sară caii. În 1991, Mike Powell a setat recordul mondial sărind 8,95 de metri, depășind cu aproape 3 metri recordul lui Extra Dry, calul care a sărit în anul 1900 6,10 metri. Cu siguranță ați auzit de regizorul James Cameron, el a făcut filmul Titanic, Terminator, Avatar și așa mai departe, însă și el a avut un început greu ca oricare alt artist și pentru a reuși să fie regizor și-a vândut scenariul scris de el al filmului Terminator pentru un singur dolar în schimbul promisiunii că i se va da voie să regizeze. A fost o decizie grea, periculoasă, care nu funcționează în majoritatea cazurilor, dar el a avut noroc. Din secolul al XVIII-lea, teaba mare de porumbei era folosită pentru a se produce praful de pușcă, așa că regele George I a declarat treaba mare de porumbel proprietatea coroanei. Și de atunci încoace, treaba mare de porumbel este proprietatea casei regale britanice. Tot în Egiptul antic, la mumii s-a descoperit faptul că erau folosite cepe în procesul de mumificare. De exemplu, la faraonul Ramses al IV-lea din Egipt, ochii erau înlocuiți cu cepe micuțe și chiar se închinau la ceapă pentru că inelele acesteia reprezentau viața eternă. Și acest lucru se aliniază faptului că faraonii erau mumificați pentru a putea să trăiască pentru totdeauna. Pe lângă faptul că a fost wrestler, președintele Abraham Lincoln a fost și barman și avea dreptul de a vinde băuturi alcoolice. Acest act a fost descoperit în 1930 și actul poate să fie văzut de public și în ziua de astăzi. Beethoven nu era foarte bun la matematică, el nu a învățat niciodată să mulțească și să împartă și asta în ciuda faptului că a fost unul dintre cei mai mari compozitori de muzică din istorie. Asta s-a întâmplat pentru că el a fost la școală latină, la Tirocinium, dar acolo a învățat doar matematică simplă, adunat și scăzut. Ca muzician nu a avut nevoie de mai mult de atât. În 2017, compania KitKat a vândut în Japonia, ciocolată KitKat inspirată din sushi. Aceasta era într-o ciocolaterie oficială KitKat, care din fericire avea gust de ciocolată, nu de pește crud. Era din căpșuni, pepene, budincă, pepene roșu și mascarpone. Partea care semăna cu orez era ciocolată, wasabi și orez. Cuvântul acvariu în latină înseamnă balta vacilor sau locul unde vacile merg să bea. Primul acvariu a fost făcut în 1921 și deschis în 1924 în Anglia. În 2015, Samantha Cristoforetti a devenit
devenit prima astronaută italiană către care s-a trimis un espresor, un aparat de făcut cafea, pentru a bea o cafea fierbinte în orbită. Producătorul de cafea, Lavazza, a lucrat cu agenția italiană spațială și a reușit să trimită capsule de cafea în spațiu, desigur totul cu ajutorul lui Elon Musk prin navetele SpaceX. Ed Catmull, cofondatorul companiei Pixar, a spus că în anul dinaintea eliberării filmului Toy Story 2, cineva a scris o comandă din greșeală pe hardul unde erau salvate unele din scenele din filmul Toy Story 2 și din greșeală le-a șters. Scenele acelea durau încă un an să fie refăcute, dar din fericire, unul dintre angajați avea o copie a scenelor pe laptopul personal acasă. Pe 1 aprilie 1976, Steve Jobs, Steve Wozniak și Ron Wayne au pornit compania Apple de 1 aprilie, de ziua păcălelilor. Totuși, compania nu a devenit activă decât pe 3 ianuarie 1976. Ei pe acea dată au pus dosarul pentru a se porni compania, dar a durat mai bine de un an. Tricicleta a fost inventată în 1881 și după ce a fost inventată de James Starley, într-o zi normală, în timp ce regina Victoria era un tur pe insula White, într-o căleașcă trasă de cai, care nu reușea să țină pasul cu această tricicletă, regina a cerut servitorilor să se informeze cu privire la identitatea persoanei care mergea pe tricicletă și să arate cum funcționează aceasta. I-a plăcut invenția și a comandat 2 triciclete. De asemenea, i-a cerut inventatorului să livreze personal tricicletele. În timp ce în ziua de astăzi este rușinos să folosești tricicleta și când ai 4, 5, 6 ani încerci să înveți cât mai rapid să mergi pe bicicletă pentru a nu mai fi asociat cu bebelușii, pe vremea aceea tricicleta era foarte populară între oamenii bogați. Desigur, tricicletele, dacă sunt motorizate, sunt cool și în ziua de astăzi. În 2013, în urma unui studiu din America, s-a descoperit că în timp ce dormi, sinapsele creierului tău se micșorează. Acest studiu a vrut să vadă ce se întâmplă cu creierul tău în timp ce tu dormi și medicii implicați au observat că sinapsele creierului încep să se micșoreze după 2 ore de somn cu până la 18%. Acest lucru nu trebuie să te sperie, stai liniștit, creierul face automat acest lucru și te ajută pe termen lung. Adidas și din ziua de astăzi sunt foarte utili și au trecut prin etape diferite de popularitate, etape unde chiar dacă nu și-a alergat, erau cool de purtat peste tot. Însă această invenție din 1950 este atribuită lui Bill Bowerman, un antrenor de alergat, căruia nu-i plăceau cum era făcută încălțămintea de alergat din vremea aceea. Prima sa încălțăminte a purtat numele Cortez, desigur nu a fost mulțumită de aceasta și a vrut să facă o variantă chiar și mai ușoară. Iar în anii 70, în timp ce lua micul dejun și mânca o wafă, i-a venit ideea aplicării acestui tipar pe talpa încălțămintei de alergat. Iar această talpă a fost aplicată pe una dintre cele mai vechi perechi de Adidas produsă de Nike în 1972 și a fost folosită această încălțăminte pentru alergările de la Jocurile Olimpice din 1972 din America. În timp ce sunt sigur că știi că mâncarea ta trebuie să fie spălată înainte de a fi consumată, desigur că mă refer la verdețuri, carne, nu la ciocolată. Acest lucru nu este necesar pentru animale, însă o echipă de reporteri de la National Geographic au fotografiat într-o grădină zoologică din Elveția obiceiul ciudat al porcilor mistreți observat de ceva vreme de angajații de la grădina zoologică. Aceștia luau mere prăfuite, le purtau până la o apă curgătoare din zonă, le spălau și apoi le mâncau. În mod ciudat nu făceau același lucru cu privire la sfeclă, dar îl făceau din nou cu privire la carnea de pui. O duceau la apă, o spălau și apoi o mâncau. Această practică nu este observată și în natură și cineva spunea că aceștia sunt porci mistreți de lux. Ai putea spune aristocrați. Baseball este un sport interesant, care nu se joacă în România. În America se joacă de la mijlocul secolului al XIX-lea, iar pe vremea aceea, arbitrii, probabil considerând jocul nu foarte interesant, stăteau în scaune fără să miște și erau scaune din acele vechi pentru bunici sub numele de balansoare. Primul zbor de pasageri care au plătit bilet a durat doar 23 de minute. Acest zbor a avut loc în 1914, iar Abram Fyle a plătit $400, acea valoare ar ajunge undeva la 7.000 de euro în ziua de astăzi, pentru acel zbor care a durat doar 23 de minute. Zborul a avut loc în America, în statul Florida, între orașul Petersburg și Tampa. În cele 23 de minute a fost acoperită o distanță de doar 35 de kilometri, iar zborul nici măcar nu a avut pasageri, a avut doar pasager, în avion au fost pilotul și fostul primar al orașului St. Petersburg. Și acesta a fost începutul transportului de persoane. În secolul al XI-lea a fost scrisă povestea lui Genji de către Murasaki Shikibu. Acesta este primul roman din lume, are 54 de capitole foarte complicate și după ce autorul le-a scris cu foarte mare atenție, acesta s-a oprit din scris în mijlocul propoziției. Unii oameni spun că romanul e complet, acolo s-a terminat pur și simplu, alți oameni spun că e posibil să lipsească măcar câteva rânduri, dacă nu câteva pagini bune.
Sunt curios câți dintre voi ați citit un roman de 54 de capitole care se termină în mijlocul propoziției. Nu știți cum se termină. Nu are sfârșit. Următoarea informație uimitoare e posibil să nu fie atât de uimitoare pentru noi ca români, și asta pentru că are legătură cu limba franceză. Un nouzelandez pe nume Nigel Richards a învățat tot dicționarul francezesc, care are aproape 400.000 de cuvinte pentru jocul Scrabble. Limba în realitate are peste 1.000.000 de cuvinte, dar doar vreo 300.000 sunt în uz, și a învățat aceste cuvinte în doar 2 luni pentru a câștiga titlul de campion mondial la Scrabble în franceză. El desigur a câștigat și titlul pentru limba engleză, dar de 3 ori nu a ajuns, nici de 5 ori în America, nici în Marea Britanie de 6 ori, așa că limba franceză a trebuit să fie următorul pas normal al lui și desigur, și acesta este lucrul uimitor, el nu știe să vorbească franceză. Cunoaște doar cuvintele limbii. De asta spuneam că nu este surprinzător pentru noi, și noi cunoaștem cuvintele limbii, dar nu știm să o vorbim. Un lucru la fel de inutil a avut loc în Marea Britanie, unde o femeie a sunat la poliție pentru a se plânge că în înghețata ei nu erau la fel de multe caramele pe cât prezenta ambalajul. Cu siguranță ați văzut prin magazine produsele alimentare sub firma Uncle Ben și ai crede că este o firmă americană, însă nu e adevărat, este o companie europeană care are o istorie din 1910, când Rich Hasenlaub, un om de știință britanic stabilit în Germania, a inventat și patentat procesul de fierbere a orezului, dar nu completă, pentru a se păstra mai mulți nutrienți în acesta, dar a se scurta timpul de fierbere când îl gătești acasă. 20 de ani mai târziu, în 1930, Forrest Mars, în caz că te gândești la batonul de ciocolată Mars, exact acel Forrest Mars, producătorul de ciocolată, a luat legătura cu Hasenlaub și au format împreună compania Converted Rice. Și mai târziu i-au schimbat numele în Uncle Ben's. Imperiul britanic a fost cel mai mare imperiu din lume, iar în anii 20, când ajunsese la apogeu, acoperea aproape un sfert din populația planetei și ca suprafață de teren aproximativ 20 de milioane de kilometri pătrați. În concluzie, nici Meji, nici grecii, nici perșii nu au avut cel mai mare imperiu, ci britanicii. Multă vreme despre broaștele sestoase s-a crezut că sunt surde și mute pentru că nu au corzi vocale, iar urechile lor sunt interne. Totuși, unele studii mai recente au arătat că acestea pot să comunice în realitate, dar la o frecvență foarte, foarte joasă, și că aceste sunete pot să fie auzite doar sub apă cu ajutorul unui microfon special, un hidrofon. Iar lucru și mai uimitor decât acesta este faptul că sunetul poate să fie auzit chiar și de la oul în care se află o broscuță neeclosată încă. Și oamenii de știință sunt de părere că această formă de comunicare din ou este lucrul care îi ajută pe bebeluși să-și sincronizeze nașterile, între ghilimele, și să eclozeze în același timp. Mai departe o să discutăm despre penicilină. Elementul cel mai important care a dus la dezvoltarea penicilinei a fost descoperit din greșeală în 1928 de către Alexander Fleming, desigur în 1970, medicul englez John Scott Burden Sanderson deja observase că există legătură între mucegai și lupta împotriva bacteriilor, însă nu a reușit să ducă până la producerea unui medicament așa cum a făcut Fleming cu penicilina. Acesta a plecat în vacanță și din greșeală a uitat o eprubetă nespălată. Când s-a întors câteva săptămâni mai târziu, aceasta avea mucegai, dar nu avea bacterii, și a făcut legătura între aceste două lucruri, a muncit mult și a dezvoltat medicamentul numit penicilină. Însă, și acesta este lucrul ciudat, în mintea lui un nume potrivit pentru penicilină era suc de mucegai, așa îl numise la început. Primul cărucior pentru copii a fost inventat în 1733 pentru ducele de Devonshire de către William Kent, un arhitect. Și pe vremea aceea, deși cărucioarele aveau mânere pentru a fi echilibrate de către părinți sau oameni mari, elementul de tracțiune sau de propulsie al acestui cărucior pentru bebeluși nu era omul, ci era fie un câine, un ponei sau cel mai adesea o capră. Și doar un secol mai târziu s-a renunțat la folosirea animalelor. Și tot cam în acea vreme, ca să vezi cât de vechi sunt blugii, pe 20 mai 1873 avem prima pereche de blugi, și aceasta este desigur sub numele Levi Strauss. În această zi, Levi Strauss și Jacob Davis, inventatorii, au patentat procesul de adăugare a metalului în pantalonii de jeans masculini. Și atunci aceștia nu aveau numele de jeans sau de blue jeans, doar încă aproape un secol mai târziu, în anii 60, puștanii de pe atunci au început să numească aceste salopete, în realitate, jeans. Mai departe avem unele dintre cele mai vechi și scumpe sticle de șampanie din lume. Acestea au fost descoperite pe fundul Mării Baltice în 2010 de către scafandri. Au fost 30 la număr, provin dintr-un naufragiu din 1788, sunt încă în stare foarte bună, iar o sticlă costă 140.000 de euro. Nava se presupune că trebuia să plece din Germania și să ajungă în Rusia. Germania nu este populară pentru producția de vin și nici Rusia pentru aprecierea vinului, dar din nefericire vasul s-a scufundat.
și din fericire, pe fundul mării, unde apa nu scade sub 0 grade, ci este undeva la o medie de 3 grade, găsești în realitate mediul perfect pentru maturarea vinului. Și mai mult de atât, o sticlă de vin a fost deschisă pentru a fi testat vinul și pentru că am zis mai devreme, nemții nu sunt faimoși pentru producerea de vin, aceștia au spus că vinul are o aromă ca de brânză cu note de păr ud de câine plouat. Și că banii tăi sunt mult mai bine investiți într-o sticlă de vin spumant de 20 de lei. Pentru că, în realitate, vinul spumant poate să poarte titlul de șampanie doar dacă este crescut în zona Champagne din Franța. Altfel este vin spumant. Cu siguranță ați văzut un film produs de compania MGM și ați văzut leul acela care rage la începutul filmului. De asemenea, poate ați observat că de-a lungul anilor, prin mai multe filme probabil, leul din imagine s-a schimbat. Lucrul care nu s-a schimbat este răgetul. Acel sunet este marca înregistrată lui MGM și este proprietatea companiei din anii 80. Neil Armstrong este unul dintre puținii oameni care au ajuns pe lună, iar în 2004 a avut privilegiu de a fi vândut părul pentru 2500 de euro. Odată cu cumpărarea acestui păr, noul proprietar John Resnikoff a câștigat premiul de la Guinness World Record pentru cea mai mare colecție de păr de la persoane celebre din lume. Modul prin care a reușit să ajungă în posesia părului este mai ciudat. Bărbierul lui Neil Armstrong, Mark Sizemore, era să ajungă în închisoare și să fie dat în judecată de avocații lui Armstrong, care au spus că nu avea voie să-i vândă părul după ce l-a tuns. În final s-a cerut și părul înapoi de la John Resnikoff, acesta desigur că a refuzat, însă a donat încă o dată acea sumă de bani oamenilor nevoiași. Când auzi de Irlanda și de Sfântul Patrick, imaginea care îți vine în minte este aceea a petrecerilor interminabile cu băutură și leșinat peste tot. Totuși, până în anii 60, în Irlanda era interzis să ții barul deschis pe 17 martie de ziua Sfântului Patrick, astfel bețiile din puburi sunt un lucru din ziua de astăzi. Și e un lucru bun pentru că acea sărbătoare este în timpul postului din Irlanda, care mai este și țară foarte catolică, așa că ideea de a te îmbăta până ca sub masă, într-un timp de post solemn, nu trebuie să vă fie greu de ce era văzută ca un lucru imoral. Desigur, dacă nu sunteți dintre acei oameni care vă beți până ajunge sub masă în timpul sărbătorilor de Crăciun, unde se serbează nașterea și viața unei persoane care a fost împotriva consumului de alcool și care ea însăși nu a mâncat și nu a băut nimic pentru 40 de zile. Dar dacă s-a dat dezlegare de la mitropolie, ce mai contează ce a zis fondatorul religiei? Persoana care se presupune că te va trece prin porțile raiului. Nikola Tesla a fost un om de știință european. Unii spun că are origini românești, că este Tesla. Adevărul este că părinții sunt sârbi mutați în America. Acesta este un inginer, urmează să primească un episod pe cont propriu și vă ofer o perlă din ciudățile cu privire la el și aceea că lui îi era teamă de perle. Nu le suporta prezența și chiar într-o zi, când una din secretarele lui a venit la lucru, acesta a trimis-o acasă pentru că purta perle la gât. Pe Edison deja l-am discutat recent și acesta ne face să înțelegem de ce este atât de plin internetul de clipulețe cu pisici. În 1982, după ce a inventat kinetograful, o cameră de luat vederi, și a putut să înregistreze viața, realitatea, lucrurile care se mișcă pentru prima oară, primul lucru pe care l-a filmat au fost clipulețe scurte ale pisicii sale Maria Neagră. Și cel mai urmărit clipuleț al său din vremea aceea era cel al pisicilor sale care se jucau sau se băteau între ele, făcut în 1894. Probabil că ați văzut filmul Troia cu Brad Pitt, a fost foarte cool pe vremea aceea când eram și eu mai mic. În acest film el joacă pe Ahile, eroul din legenda greacă și conform acestuia, Ahile avea un călcâi al lui Ahile. Cine ar fi crezut, dar nu trebuie să fiți surprinși, călcâiul a fost numit după Ahile, nu Ahile după călcâi. Și legenda spune că mama lui l-a îmbăiat într-o supă care urma să-l facă invincibil, însă a trebuit să-l țină de undeva și l-a ținut de tendon. A dus-o mintea să facă supa aceea miraculoasă, dar n-a dus-o mintea ca după ce-l scoate să-l mai bage odată și cu tendonul. Știu, șoc. Dar să ne întoarcem la Brad Pitt. În timpul filmărilor, în mod ironic, Brad Pitt, care juca pe Ahile, și-a rănit tendonul lui Ahile și nu a mai putut să filmeze 2 luni. În mințile tuturora rezonează cuvintele doctorului Martin Luther King Jr. I have a dream. Am un vis. Acest discurs a fost ținut în 1963 și este una dintre cele mai faimoase cuvântări publice, cu atât mai mult că are un mesaj pozitiv din lume. Acesta a fost discursul care a pus în mișcare egalitatea drepturilor între persoanele de orice nuanță a pielii și este unul dintre cele mai mișcătoare discursuri din lume. Vă las un link în descriere ca să-l urmăriți fără probleme de copyright. Totuși, cu 10 ani înainte acestui discurs, în timp ce Martin Luther King era student la seminarul teologic din Pennsylvania, el a luat nota 7 la cursul cu privire la vorbitul în public.
a luat nota 7 în primul semestru și în al doilea, după aceea notele s-au îmbunătățit. Astfel că dacă nu ești bun din prima la un lucru și te oprești, e posibil să răpești lumea de un lucru care ajunge în istorie. Ciocolata Mars și mâșimăurile sunt făcute într-o fabrică din Franța. Nu toată ciocolata, dar majoritatea acestea din Europa. Lângă fabrica de ciocolată există o fabrică care se ocupă de procesarea deșeurilor din fabrică. Însă pentru că știi ce culori au mâșimăurile, e posibil să nu fie atât de uimitoare observația apicultorilor din zonă care au văzut că mierea lor nu mai este transparentă, translucidă, ci are tot felul de nuanțe de mov, albastru, culori închise, verde și alte nuanțe între toate acestea. Iar un om de știință de la Asociația Britanică a Apicultorilor a spus că aceste albine cu siguranță consumă zahăr din deșeurile fabricii Mars și că acestea produce culoarea diferită a mierii. Și ca un pas mai departe, în caz că nu știa cineva, albine nu au neapărat nevoie de flori pentru a face miere. Mulți apicultori industriali, între ghilimele apicultori, hrănesc albinele pur și simplu cu zahăr pe care îl procesează și transformă ele în miere. Dar este miere moartă, fără beneficiile mierii bazate pe plante. Astfel, dacă adaugi colorant în zahăr, poți să faci miere în culori. Tenisul competitiv este un sport foarte precis, care necesită ani de muncă, dedicare și chiar alterări ale corpului fizic pentru a putea să fie un tenismen și mai bun. Echipamentul, antrenamentul și rachetele costă foarte mult, iar despre minge ai crede că sunt partea mai simplă, însă nu este chiar așa de ușor. Temperatura mingilor și totodată a aerului care se află în mingi afectează modul în care acestea se comportă. Dacă te gândești, acest lucru este logic. O minge de fotbal care este prea umflată o să sară în alt fel față de o minge de fotbal care este dezumflată. Se va mula mai bine pe picior, o vei controla mai bine, va fi mai precisă, o minge mai puțin umflată. Astfel că mingile care sunt folosite în tenisul competitiv sunt păstrate în camere sigilate, controlate termic, la exact temperatura de 20 de grade Celsius. Și asta pentru că moleculele de gaz din interiorul mingilor, dacă acestea ar fi ținute afară în bătaia soarelui, s-ar extinde și mingea, după ce este lovită, ar sări mai departe, fără ca aceasta să fie și intenția ta. Dacă mingea ar fi ținută la temperaturi mai mici, moleculele s-ar micșora și mingea nu s-ar duce atât de departe pe cât ai vrea tu. Iar la jocurile mari oficiale, cum ar fi la Wimbledon, sunt testate aproximativ 50.000 de mingi diferite pentru a se asigura că sunt toate exact la fel și că sunt cele mai bune variante ale acestea. Din desene animate probabil că avem mitul hrănirii pisicilor cu lapte de când sunt mici până când sunt mari, însă foarte multe pisici mari, adulte, au intoleranță la lactoză. Exact, consumul de lapte poate să le facă rău. La oameni, răul de la lapte apare atunci când nu avem enzime suficiente pentru a digesta lactoza din lapte, așa că pisicile pot să aibă aceleași simptome ca și oamenii. Pot să aibă gaze, diaree, chiar să vomite. Și intoleranța la lactoză poate să apară chiar dacă atunci când sunt micuțe, când sunt puiuți, nu au nicio problemă, pentru că atunci și în primii ani din viață produc suficientă enzimă. În concluzie, nu le mai dați lapte la pisici. Nici pentru oameni nu e foarte bun. La moartea lui Abraham Lincoln a avut loc o autopsie. Aceasta a fost făcută de Thomas Harvey, un medic care ilegal i-a furat creierul și ochii. Ochii i-a dat ca și cadou medicului oftalmolog al lui Einstein și creierul este expus în ziua de astăzi. De asemenea, dacă vreți să știți mai multe despre Albert Einstein, vă recomand clipul făcut despre el. În unele țări europene, oamenii sunt donatori de organe ca și standard. Dacă nu vrei să-ți fie recoltate organele dacă mori mai devreme decât ar trebui și corpul tău este în regulă, trebuie să precizeze acest lucru. Și acest fapt a venit cu o problemă amuzantă asupra papilor. În mod special asupra papei Benedict al XVI-lea, care din 1970 este donator de organe. Și acest lucru a venit cu niște probleme religioase cu privire la papi. De exemplu, Benedict al XVI-lea în 1970 a devenit donator de organe. Însă când a primit titlul de papă, cardul a fost invalidat deoarece, conform Vaticanului, papa trebuie să fie îngropat întreg, cu totul, pentru că tot corpul îi aparține bisericii catolice. Mai avem două și vă las. În 1930, la prima cupă mondială de fotbal din lume, Hector Castro, care juca pentru echipa din Uruguay, a dat golul care a câștigat meciul între Uruguay și Argentina. Golul a fost lansat în ultimul minut din meci, iar lucrul interesant cu privire la Hector Castro, pe care îl maschează destul de bine în poze, este faptul că el avea o singură mână. Știu că era mai interesant dacă avea un singur picior, dar oricum mâna este utilă în faulturi și menținutul echilibrului. Iar la final avem cea mai veche jucărie din lume, bățul. Poți să-l arunci în sus, să-l începi să-l prinzi cu alte bețe, poți să învârți o roată și să alergi după aceasta, poți să ai două și să le folosești în loc de săbii cu prietenii, în loc de arme, să lovești o minge, să lovești o piatră, să le arunci în distanță și să-ți rogi câinele să meargă să-ți aducă înapoi bățul, poate să fie transformat în orice. Astfel că acesta a fost declarat oficial ca fiind probabil cea mai veche jucărie
din lume. Și asta a fost pentru azi. Spuneți-mi care este cea mai veche jucărie pe care o aveți voi, care a fost cel mai ciudat lucru pe care l-ați aflat în acest episod. Vă recomand celelalte episoade înrudite cu acesta. Dintr-un episod de gen unde discut 100 sau mai multe lucruri, îmi vin multe idei pentru alte episoade. De exemplu, textul pentru acest clip l-am ansamblat înainte episodului cu Tesla, cu Edison, cu Suedia, cu Volvo. Toate aceste episoade s-au născut din acesta pentru că mi-au venit idei. Mulți oameni mă întreabă de unde îmi vin ideile. Așa vin. Sar dintr-un episod în alt episod și te trezești că nu ai reușit să-l termin pe niciunul. Nu uitați de share, like și abonare. Uit mereu să spun acest lucru. Dacă vreți, urmăriți-mă și pe Instagram să vedeți ce mai fac în spatele ecranului, în spatele lucrurilor pe care le prezint în viața de zi cu zi. Nu vă mai țin. Eu sunt Alex Cosma și până data viitoare, atenție, cad mere.